Nu știu cum o să fie chestiile astea cu animațiile, dar vedem. Era luna martie, acum câteva luni, și stăteam frumos în pat, vrem sigur să merg la școală. Am ajuns la școală, ca de obicei, era matele la oră, bla bla bla, nu contează. Deci o să trecem peste. Ieșind de la școală și fiind luna martie, încă era zăpadă, pentru că România. Și când sunt eu un copil foarte jucăuș, am alergat după un băiat să-i dau cu un bulgăre de gheață în față. Și da, am zis de gheață. Ajung eu pe la sfârșitul curții, eram în curtea școlii, și lângă poartă era cabina aia de bodyguard. E, atunci Teo, băiatul pe care îl are Redgum, s-a ascuns după acea cabină. Și eu, vrând să-i fac o mare schemă, m-am prefăcut că mă duc într-o direcție, dar eu l-am memat și m-am dus în direcția opusă. Faza e că gheața m-a memat, am alunecat, frate. Și sta să vă zic că m-am alunecat. M-am dus pe spate și eu, ca să încerc să mă fac de râs, am pus mâinile la spate, ca să nu iau foarte multă zăpadă la funduleț. Când am pus mâinile jos, încheietorul a zis hâț și da, m-a durut foarte tare. Și nu știu de ce, dar mi se oprește și respirația când am căzut și m-am dus acasă. Când am ajuns acasă, credeam că e ruptă, era o durere infernală. I-am spus mamei, mama imediat cum a auzit s-a și panicat și a mai zis să stau acasă, să nu mă duc imediat că poate întrece. Am mai stat eu ceva și nu, frate, aceeași durere. I-am spus din nou mamei și ne-am dus la doctor. Când am ajuns acolo, era o fucking coadă de vreo 30 de copii. Nu o să dau nume spitalului. Acolo trebuia să te înscrii, să pui CNP-ul, numele, chestii. Și după apăreai pe un monitor la camera în care trebuia să intri, ca la Mac, când trebuie să-ți aștepți comanda. Ok, am zis aștept, eram numărul 20 ceva, parcă. Nu era foarte mult, am așteptat și când am văzut că mai era o persoană înaintea mea, eram eliberat că nu a durat mult. După ce a ieșit persoana aceea, a urmat altul, când trebuia să fiu eu. Am zis, ok, poate e greșeală, dar nu, frate, am stat așa cred că jumătate de oră, ca să intru de-abia în prima cameră. După, mai erau încă o cameră, radiografiere și camera de pus gipsul. Și chestia asta cu monitorul era la toate ușile. Vă dați seama că a stat acolo o grămadă. În fine, după tot chinul ăla am aflat că am avut mâna fracturată. Acum o să-i copiez outro-ul lui Jimmy, adică morala. Nu alergați pe un coleg cu gheață. Ciao! I got the pack in the box, I said, man, line it, open it up and then sell it all. I'm from the street, man, I feel like sesame. All of these thoughts, they want to sex me. Whip it and flip it, I know the recipe.